Bună seara, bine v-am găsit la știrile Teleuniversitatea. Eu sunt Caterina Ledrăr. Locuri de joacă inaccesibile, grope adânci întinse pe câțiva metri, totoare sparte și mobilier învechit sau stricat. Sunt lucrurile întâlnite la tot pasul în Parcul Copiilor din Timișoara. Ultima reabilitare a fost făcută în urmă cu aproximativ 10 ani, iar de atunci autoritățile l-au lăsat uitării, chiar dacă parcul este principala atracție în aer liber pentru cei mici. Unul dintre numeroasele locuri de joacă nefuncționale este acesta, care la un moment dat funcționa ca un circuit, canoe. Copiii erau urcați în bărcuțe care pluteau pe apă, pe un traseu care momentan este inaccesibil. Iar de fostul trenuleț cu care zilnic zeci de copii se plimbau, nici vorbă. Tunelul este închis, iar caruselul, care ar fi trebuit să fie principalul punct de atracție al celor mici, a rămas nefolosit de foarte mult timp și a fost împrejmuit de un gard. Trotuarul este degradat în multe locuri din parc, iar mobilierul de lemn este învechit și scrijelit. În plus, Parcul Copiilor nu este nici de departe cel mai sigur loc de joacă. Acesta este unul dintre pericolele din Parcul Copiilor. Cândva a fost o fântână arteziană, însă acum nu este decât o groapă, iar părinții trebuie să fie atenți și să îi țină departe pe cei mici de ea. Supravegheați cu atenție de părinți sau bunici, copiii se bucură de ce au la dispoziție. Am și eu nepoței care nu s-a făcut. Nu prea interesează pe nimeni de Timișoara, de parcuri, de mizeria care îi... Asta e. Probabil că merită sau ar trebui făcute modificări în sensul îmbunătățirii, că societatea evoluează și în plus copiii trebuie să beneficieze totuși de spații corespunzătoare de joacă, zic eu, și protejate, bineînțeles. Cu atât mai mult trebuie renovate, zic eu, și numai renovate, adică tot ce trebuie în așa fel încât copiii să se poată bucura de acest spațiu. Nu numai Parcul Copiilor, toată Timișoara, toate parcurile și tot ce există locuri de joacă sunt lăsate în paragină. Au mai rămas câteva locuri care nici ele nu sunt îngrijite. Ce să facem? Din păcate, asta este situația. Toată lumea se uită, ridicăm din numeri și nimeni nu face nimic. Până la un proiect amplu de reabilitare va mai trece ceva timp. Anul acesta ar trebui să fie făcute primele reparații. Există un proiect tehnic început de reabilitare, început de vechea administrație, unde, iarăși ca și în multe cazuri, sunt probleme mari cu firma și acest contract probabil nu va, sau acest proiect tehnic nu își va vedea un sfârșit productiv. Noi, pe bugetul acestui an, am pus o sumă consistentă pentru reparații în Parcul Copiilor, ca să ne asigurăm că, indiferent ce se întâmplă pe partea de investiții, îl reparăm. Parcul Ion Creangă din Timișoara este principalul loc de joacă destinat copiilor și se întinde pe o suprafață de aproximativ 6,5 hectare. Un grup de oameni de afaceri timișoreni a realizat o aplicație de investiții pentru cei care sunt interesați de startup-urile viitorului. Astfel, platforma de business își propune crearea de portofolii de startup-uri relevante din domeniul tehnologic, fără complicațiile legate de procesul administrativ. Deja în portofoliu se regăsesc sute de startup-uri locale, regionale și internaționale, care pot fi evaluate de către investitori. Aplicația special gândită pentru cei care vor să investească într-un startup reunește într-un singur loc toate informațiile necesare unui investitor. Platforma a fost gândită de un grup de oameni de afaceri din Timișoara care, la rândul lor, s-au confruntat cu dificultatea alegerii unui model de business viabil. Utilizatorii principali sunt investitorii care doresc să-și diversifice portofoliul, dar ei, în aplicație, intră în legătură cu potențial foarte multe startup-uri, companii care sunt în faza de ridicat o rundă de investiție și în felul ăsta, eliminând fricțiunea din relația asta, adică reducând la minim, aproape la zero, birocrația, partea administrativă pe care Euroceana o rezolvă, investitorii rămân cu focusul pe alegerea dealului potrivit. Platforma de investiții țintește cu precădere companii din România, dar și afaceri cu o dinamică excelentă din restul Europei. Prin intermediul aplicației pentru investitorii în startup-uri, aceștia pot consulta în mod interactiv afacerile, astfel încât să decidă care sunt cele mai bune opțiuni de profit. Vedem startup-urile care de obicei sunt trei și care au fost invitate. Putem să vedem cine a participat la evenimentul respectiv și apoi detalii despre evaluările pe care le-au făcut respectivii investitori și interesul lor de investiție și putem vedea detalii despre startup-urile pe care le-au văzut.
De anul trecut și până acum prin platforma de investiții au fost intermediate tranzacții de peste 1.200.000 de euro, iar în următoarea perioadă sunt estimate operațiuni de aproximativ 400.000 de euro. Autoritățile locale din Timișoara fac un mic pas pentru reducerea poluării. Piața Petru Maior din zona Prințul Turcesc va fi transformată într-o pădure urbană. Primăria va ceda terenul de aici Fundației pentru Arii Protejate, care va realiza o împădurire de tip Tiny Forest. Vorbim despre un spațiu de 1300 de metri pătrați, care este oricum înregistrat ca spațiu verde în cadastrul verde al orașului, însă amenajarea de aici lasă de dorit. Sunt doar 7 arbori, 5 bănci și 3 coșuri de gunoi. O mică pădure urbană ar trebui să apară în viitorul apropiat pe un teren de aproximativ 3600 de metri pătrați din piața Petru Maior, aflată în zona Prințul Turcesc din Timișoara. Primăria transmite că pe terenul unde momentan există câțiva arbori, bănci și coșuri de gunoi, plantarea se va face după conceptul unui biolog japonez cu specii autohtone care să contribuie nu doar la înfrumusețarea estetică a zonei, cât și la reducerea poluării, mai ales că zona este tranzitată de o arteră intens circulată. Împădurirea terenului va crea o barieră fonică și va reține poluarea atmosferică. Amenajarea zonei din piața Petru Maior va fi realizată de ProPark, Fundația pentru Arii Protejate, un ONG din Brașov care va dona arborii și plantele ce vor fi sădite, transmit reprezentanții primăriei Timișoara. Pe lângă beneficiile aduse mediului înconjurător, singurele lucrări de întreținere necesare vor fi 2-3 udări pe timpul verii, care pot fi suplimentate până la 10 în cazul unei veri secetoase. Noi punem punct aici știrilor, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Teleuniversitatea, urmează sport și datele despre vreme. Nu uitați, de luni până vineri de la ora 18 ne puteți urmări live pe Facebook și pe YouTube. O seară excelentă tuturor! La revedere! Echipa de fotbal feminin Politehnica Timișoara a remizat în etapa a doua din play-off-ul Ligii 1. A fost 1-1 cu CSM Alexandria pe terenul sintetic de la baza Politehnica numărul 2. Oaspetele au deschis scorul prin Iulia Iorgoni în minutul 31, iar egalarea a venit cu 7 minute înainte de final, când Cristina Sucila a adus un punct timișorencelor. La meci a asistat fostul internațional Polis Florin Bătrânu, care este antrenorul secund al Naționalei de Seniori a României. În clasamentul play-off-ului, Poli este pe locul 4 cu 23 de puncte. Liderul Universitatea Olimpia Cluj are 37 de puncte și este urmată la 3 puncte distanță de Heniu Prundu Bârgăului. În runda următoare al Violetele vor întâlni pe Fair Play București în deplasare. Meciul se va disputa duminică de la ora 11. Gruparea din capitală este pe poziția 6, ultima din play-off cu 19 puncte. Conducător tehnic al Politehnicii este managerul general Mirel Albon, fost antrenor al Naționalei Feminine. Trei jucătoare poliste, portarul Sara Câmpian, fundașul Anda Jivan și mijlocașul Clara Roșu, se află în aceste zile la Naționala de Juniori Under 19 pentru o dublă amicală cu Ungaria. În primul joc la Arad, tricolorele s-au impus cu 5-2. Ultimul gol al partidei a fost marcat de Clara Roșu din penalti. Celălalt meci se va disputa joi la Ghiula. Vor opri la Timișoara după lăsarea întunericului, însă norii nu se vor dispersa, iar temperatura minimă se va situa la 4 grade Celsius. Joi va fi o vreme mohorită cu nori pe tot parcursul zilei, iar mercurul din termometre nu va depăși 9 grade Celsius. La Lugoș cerul va fi norat și va fi ceață pe tot parcursul nopții, atunci când minima va fi de 3 grade Celsius. Norii vor persista și joi pe tot parcursul zilei, iar spre seară este posibil să plouă, 7 grade va fi temperatura maximă. Și la Buziaș, după lăsarea întunericului, se va instala ceața care se va dispersa spre dimineață. Termometrele nu vor indica mai puțin de 4 grade Celsius. Cerul va fi norat joi pe tot parcursul zilei, când nu vor fi mai mult de 7 grade. Și în vestul județului Timiș, la Jimbolia, va continua să fie norat atât noaptea, când vor fi minimum 4 grade Celsius, cât și joi, în cea mai mare parte a zilei. Doar spre după amiază, pentru scurt timp, va putea fi zărit și soarele. 9 grade va fi temperatura maximă. 3 grade preconizează meteorologii că va fi temperatura minimă noaptea la Sân Nicolau Mare, iar cerul va fi acoperit de nori. Și joi va fi norat, nu sunt semnalate fenomene meteorologice, iar mercurul din termometre nu va depăși 9 grade Celsius. We'll be right back.
Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Consiliul Român pentru Publicitate lansează marca etică. Garanția că tu poți avea încredere în spotul pe care îl vezi. Marca etică atestă că o campanie publicitară este verificată și corectă. Marca etică este o inițiativă a Consiliului Român pentru Publicitate. Salon Kelly Image vă așteaptă la o porție de înfrumusețare. Coafură, frizerie, cosmetică și tratamente faciale. Servicii de make-up profesionist. Manicură și pedicură. Masaj și tratamente corporale. Ne găsiți în Piața Victoriei, numărul 7, din Timișoara. Bun găsit, doamnelor, domnilor! Octavian Stănciu sunt astăzi la Istoria Fotbalului, episodul 2, cu domnul Nicolae Diminescu, fost jucător al Științei Timișoara, cum se numea Poli pe atunci, în sezonul, fantasticul sezon 57-58, când Poli a cucerit prima Cupa României din istorie. Domnule Diminescu, bine ne-am regăsit. Am rămas la fantastica mișcare polisportivă din Timișoara, începutului anilor 50. Da. Ne-ați vorbit de mari basketbaliști, tenismeni. Da, urmează să vă vorbesc despre volebaliști. Da, n-am ajuns despre handbaliști. Nu, ajungem și acolo. Da, da. O iau concentric. Despre atleți. Iată, absolut, deja ne-ați povestit în episodul trecut de niște nume, unele rămase în cartea de aur a sportului chiar românesc, nu doar pe plan aici local. Și de aceea e foarte important și suntem ochi și urechi. Deci, să continui. Tot pe terenul unde era basketul și unde a fost hidrotehnica, acolo era terenul, și era un pod care trecea la strandul sindical, pod de lemn. Unde? Care strand? Strandul sindical, acum e un restaurant acolo. Dar să nu dați nume, deci, de restaurant. Nu. Nu știu, nici nu știu cum îl cheamă. Deci, e un pod de lemn care acum nu mai e. Nu mai e, ca și celălalt pod de lemn. Unde? Pe podul, pe unde se circulă astăzi, nu? Deci, care dintre ele? Pe, azi. Azi, pe unde avem noi cea mai mare circulație? De pe intersecția asta. Cum se numește podul ăsta? Păi nu știu de care vorbiți, că avem mai multe poduri pe care se circulă intens. Așa, care merge spre Continental. Ăla era de lemn. Și după aceea s-a construit podul care duce spre Continental. Da, și să nu mai dați nume de... Nu, în istoria orașului. Da. Nu, dar să nu avem probleme cu... Ei, ăsta era tot un pod de lemn. Ce interesant, podul ăsta de lemn, mergeam și săream de pe pod în Bega. Dar Bega nu avea apa de care se vede acum, apă mică, apă mare,
deci mult mai curgătoare, uh-huh, și îți permitea, fiindcă era, iată, vis-a-vis de baza CFR-ului, deci lângă podul ăsta de lemn, lângă ștrandul sindical, era baza CFR-ului. Era baza de canotaj, unde era un antrenor, Lazarov, care a scos campioni la schif, la caiac, Doru Bănăduc, Michi Mihăilescu la schi, schif. Deci, schif, care este doamna Drăgan. Așa. S-a căsătorit cu Aurel Drăgan, volebalistul, cel mai bun ridicător din țară. Ei, deci vorbeam de volebaliștii aceștia care se juca terenul și de basket și de volei. Aici era Alecu Mușat, era Claici, era cel Jitaru și așa mai departe. Niște somități. Stați un pic, Jitaru are vreo legătură cu celebrul antrenor de la Lugos? Nu, tatălui. 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 Aia zic, are vreo legătură. Da, tatălui, e chiar tatălui. Tatălui. N-am știut. Tatălui, dar sigur. Dar cum de îi țineți minte pe toți din toate sporturile? Păi da, dacă am fost cu ei. Cu ei. Dumneavoastră, de asemenea, un polisportiv, ca o să ajungem, că ați făcut și volei de performanță. Bineînțeles, nu numai, de asta îi cunoșteam. Da. Nu? Mai departe, hai să mergem mai încolo și să vedeți că era, de exemplu, era sala de sport, nu? Celebrul Maneș, sala 2. Sala 2 a juca Ela Zeller și cu Angelica renumita tenismenă, Angelica Roseanu. Da, am zis și eu. Deci, astea jucau acolo. Tenis și aici de masă. Era, sigur, și era și Parisul pe gheață a fost adus atunci. Era ceva formidabil. Era un spectacol de formidabil. Balet, da. Ce? Merge mai încolo. Ilsa, echipă de polo. De polo. Celebra cu formidabilul Stănescu, care e singurul polist și la ora actuală, care făcea foarfecă și marca din foarfecă. Formidabil. Unde era... Dar, sincer, nici n-am știut că există gol din foarfecă la polo. Gol din foarfecă, păi asta e. Da. Asta e. Să revenim la golul ăsta din foarfecă, care eu l-am învățat de la cel mai bun foarfecar, Andrei Rădulescu. Da. Celebru vârf de atac din 48. Un piept și își punea mingea pe piept și de aici poarfecă. Venit de la Venus, București. Sau foarfecă laterală. Da. Nu? Deci, de la el am învățat și a marcat un gol lui Adamache. Stere Adamache de la Steagul Roșu Brașov, portarul de la Guadalajara, da, 70. Mutându-mă, bun, eu... Haideți că... Ajungem așa, și acolo. Ajungem, dar să rămânem aici. Revenim aici. Deci, Ilsa avea nu numai poliști, avea și notători. Era un notător Lovaș, campion național. Kicin, la fel. Deci, foarte bun notător. Deci, celebru, eu știu, să zic, antrenor și coleg al meu, că multă vreme a fost colaborator în presa locală, Gyuri Suhanek. Nu era Suhanek deja de pe atunci el notător? Era și el notător. Da. Așa. Deci, aici o echipă formidabilă de polo. Așa. Mai departe, venind încoace, deci ca rezonanță sportivă, ce mai exista? Exista Drâmbă la scrimă. Păi da. Ajunge campion olimpic în 68 la Ciudad de Mexico. Păi asta e, dar nu se mai aminte. Mai departe, Drâmbă. Ionel Drâmbă. Și Falco, sau ăsta nu știu cum îl cheamă, deci și încă un așa. Mai departe, medicina, școala de șah da, a medicinei, cu, de exemplu, cu Lao Partoș, n-ați auzit de el, fratele lui a fost campion la 100 de metri în școala de aici. Școala de aici era școala lui Iovănescu și a lui Höckel, director ai școlii sportive, și conduceau clubul de atletism de aici, unde era Egon Lupșa, unde era Edith Traibal, unde era Luisa Ernst. Deci, somități formidabile. Aceasta Edith Traibal, 800 de metri. Luisa Ernst, lungime. Așa. Vorbim inclusiv de viitor campion național la seniori. La seniori. Da. Toți la seniori. Da. La seniori, sigur, la seniori. Așa. De Grozăvescu.
Nu? Antrenorul, celebru antrenor. Celebru, da, era om de fond. Așa, deci, mai departe, venind înspre centru, aici îl găsim pe Șomlo, pe Pascută și Chiș. La ce? La motociclete. Și erau niște circuite, de trei generații. Pascută, trei generații. Am auzit, sigur deci, că da. Deci, ce era ca mișcare? Am vorbit de canotaj la fel. Deci, iată că era un teren polisportiv formidabil. Formidabil. La tir aveam campion la nu știu cum se numește proba aia, talere. Uh-huh. La talere, campion european sau așa ceva, mondial la talere. Deci, astea au existat. De ce nu mai există? Mustea de sport la da, nivel înalt în Timișoara. Bineînțeles, luptători, boxeri, la fel. Nu le știu poate acum numele sau nu mai rețin, dar și aceștia întrețineau o atmosferă formidabilă sportivă. Și am crescut în mediul ăsta. Unde era școala sportivă? Școala sportivă era unde a fost școala de arte plastice. Și unde e parcarea, sunt două acum, parcări. Acum în centru vorbiți. În da, centru. Spațiul din centru. Era școala sportivă. În apropiere de se numea SMTCF. Așa se numea SMTCF, școala, da, școala medie tehnică de educație cultură, fizică și sport. Fizică, da. Așa. Deci, și care creau formidabile talente pentru toate sporturile. Deci pregăteau pentru toate sporturile. Da, ne-ați dat, iată, în câteva minute și în emisiunea trecută niște repere fantastice pentru mulți dintre noi necunoscute. Vorbim de începutul anilor 50, adică peste... Să nu-i de Söter. Söter Yolanda și Yolanda Balas. Vorbiți de soțul sigur că da. Ei și de Yolanda. Da. Țin minte când am adus-o ultima oară, când eram și Ioan Söter, parcă. De Ioan Söter și Yolanda Balas. Da. Și când am adus-o pe Yolanda la Balas și am dat titlul de, nu eu, ci Consiliul Primăriei, da, i-am dat titlul de cetățean de onoare și am mers cu ea pe Bega, pe vas, și ea povestea ce-i în stânga și în dreapta. O adevărată lecție pentru ceilalți care habar n-aveau de trecutul Timișorii. Și asta contează enorm de mult. Să ai sânge de timișorean puțin în tine, să cunoști trecutul Timișorii. Și păcat că acest trecut nu este reactivat. Așa este. Nu este. Adică genele au existat, aceste gene. De ce păcat nu mai există? Păcat că nu este nici măcar cunoscut. Pe ce era popularizat. Aici la, ce era aici la atletism? Ce era la handbal? Hai să revenim la valorile handbalului. Handbal în 11, cu Sida, cu Bonfert, cu Maitert, cu Guneș, cu Bulgărușul și cu Tehnometalul și cu Poli în divizia A. Trei echipe de handbal în 11. Nu? Vorbim de tatăl lui Roli Guneș, da? Nu era tată. Era? Nu era tată. O coincidență de nume. Era o coincidență așa, de nume. Că nu? De Roli Guneș nu. Evident că știm era cu toți. Era Moser, nu? Hans Moser, cu care am campion mondial. Sigur, am copilărit cu el. Și țin minte că la un moment dat am adus pe Moser la orașul Victoria, unde am petrecut da, 20 de ani și acolo l-am adus și ca să-l expun ca o personalitate elevilor de acolo. Și el, în loc să vorbească despre el, a vorbit despre trecutul nostru comun care s-a intersectat, fiindcă eu stăteam pe Doja la Casa Bunicilor. Casa Bunicilor este casa fostului prefect liberal Iuliu Coste. Și deci sunt rudă cu Mihai Coste și familia Coste. Și acolo am stat, fiindcă bunicul n-a dat voie ca, fiind refugiați noi din... Vorbim de Mihai Coste, prietenul volebalist. Nostru. Volebalist. Asta-ți un pic. De volebalistul Mihai. De volebalistul Coste. Sigur okay. că... Da. Așa. E ce văr cu mine. Și da. El stă acum în casa bunicilor. Deci aia a fost casa bunicilor a prefectului Iuliu Coste, care, printre altele, am văzut că a dat bani și pentru, când a fost prefect, și pentru fotbal. Deci și asta m-a bucurat, alături de altele care le-a făcut. Deci,
aici stătea și Drăgan și Mozăr stăteau în, pe Ciprian, pe strada perpendiculară pe Doja, așa, nu știu cum se numește. Da, să spunem de Mozăr că a fost declarat, dacă bine mi-am amintesc, cel mai bun jucător din handbalul masculin mondial în secolul trecut, secolul 20. Da. Adică era generația, nu, generația aceasta tehnică, foarte tehnică, cu gațul conducător de joc, care avea atenție distributivă stânga-dreapta, fiindcă și eu, vedeți, exact lucrul ăsta l-aveam eu ca și calitate, atenția distributivă, adică făceam că, și asta și la volei, fiind ridicător, făceam că ridic în stânga și ridic în dreapta, sau făceam că ridic și puneam cioc. Și de aceea mi se spunea ciocanela, fiindcă puneam ciocuri de unde plecau ceilalți. Da, iată că între timp colegul meu Dumi, regizorul emisiunilor noastre, ne oferă imagini. Asta e echipa din 48, echipa care a promovat, vorbim de fotbal, da? Echipa care a promovat, prima promovare din istoria Politehnicii în prima ligă, să zic așa. Da. Și acum poze cu echipa din 56, 57. Sigur. Iar ultima dintre ele va fi cu trofeul Cupei României din 58. Da. Iată Nicolina aici, Pain, Boros. Sunt colegii dumneavoastră. Gârleanu. Ați jucat. Asta e dintr-o revistă ilustrată a celor ani. Nu, asta era Fux, Iacotu. Iată, colegul meu. Da. Asta e poza cu trofeul Cupei României. Da, îi mulțumesc lui Dumi și îl rog frumos. Nu emisiunea asta, dar în emisiunile viitoare. Voi vorbi și despre generația asta, dar sigur că mergând încoace și vorbind de handbal, handbal este și handbal fete. Da. Păi Știința Timișoara campionă națională 5-3. Sigur că da. Și astăzi mai trăiește Tenzi Munteanu sau Tenzi Iuhas. Da, este socra lui Hortensia. Socra lui Remi Rădulescu. Da, cel care am prezentat o emisiune care a făcut nu de mult, expoziția sportului bănățean la sala Constantin Jude. Și acolo îi vedeți și pe acești doi soți. Da, în panouri. Tenzi Munteanu era o bătăioasă formidabilă. Era foarte dură, dar o echipă de luptătoare și așa au câștigat campionatul. Și apoi campionatul de handbal în 7. Eu, de pildă, la Loga am avut profesor de sport pe unul Ilca, care era renumit pentru pregătirea fizică și l-a urmat Costică Jude. Uh-huh. Deci l-am avut pe Costică Jude, care pe spaliere te nebunea ce pregătire fizică făcea cu noi. Ca după aceea, Costică Jude, alături de Lache, Zugrăvescu, Bonfert și Zavatski, aceștia să formeze această echipă mare care și Sida a plecat după aceea, încet, încet au mai luat Steaua ce au putut să iei de la noi și încet, încet au devenit și campioni la handbal în 7. Deci, iată că... Campion la handbal în 7, abia în 91 devenit. Și după aceea, să zic de fotbalul ăsta, fotbalul de început, când eu am venit, era la Poli era Franciscovici, Sadner. Franciscovici era portar, fost un portar de la CFR. Nu, de la Poli. Nu, dar a jucat și la CFR. Nu știu dacă a cum să nu? Da? Dar sigur că da. Franciscovici. Da. Oscar Franciscovici. Da. Da. Așa, Sadner, așa, ca portar. Portarea era Catina, Paine. Oh, vorbim deja, facem un salt în timp. Salt în timp, sigur. Veselin Paine. Mai departe, era pe care l-am altul, mai devreme, Zarici, de la Ceacova. Da. Așa. După aceea, ăștia erau portari. După aceea era fundaș dreapta, era Corbuș. Care a jucat în echipa promovării în 48. Ion Vasile. Ion Vasile l-a prins și pe Ion Vasile jucând. Popescu. Ion Vasile, fac o paranteză și o să încheiem acest episod aici. Ion Vasile a jucat, fiind legitimat la Poli, a jucat în echipa națională a României în 1945, imediat după război,
Culmea, într-un meci, Poli a avut atunci doi reprezentanți în națională. E vorba de portarul Boroș, Aurel Boroș, să nu fi confundat cu extrema stângă de mai târziu, din anii 50, Iuliu Boroș. Iulica Boroș. Ei, portarul Aurel Boroș și stoperul, că stoper a jucat în acel meci la națională, Ion Vasile, joacă pentru tricolor, din păcate, într-o înfrângere la Budapesta cu Ungaria. Ungaria atunci era una dintre cele mai bune echipe din lume. Se pregătea mare echipă din prima jumătate a anilor 50. În condițiile în care Poli încă nu jucase niciodată în prima divizie, iată, a dat doi internaționali și mai dăduse unul în 1929 pe Iuliu Pop, un mijlocaș central venit de la Cluj. Primul internațional de la Poli, cu Poli în prima divizie, va fi celebrul Andrei Rădulescu în vara lui 48, imediat după barajul câștigat în care Poli a promovat în elită. Ne revedem săptămâna viitoare. Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului. Îmi doream mult să am și o familie ca ceilalți copii. Când a venit la noi, Petrișor nu ridica ochii din pământ. Avea 7 ani, dar nu vorbea prea mult. Ce-am făcut? Am avut răbdare. I-am fost mamă. La SOS Satele Copiilor, copiii fără părinți alături cresc ca într-o familie. Trimite SMS cu textul MAMA la 8864, donează 4 euro lunar și ajută copiii vulnerabili să nu crească singuri. Îndreptăm. Fiecare dintre noi are propriul țel, dar până să ajungem acolo, ne alegem calea. Eu propun ca, indiferent de parcurs, să urmăm drumul spre sănătate. Sunt Mihaela Andrea și vă dau întâlnire în fiecare miercuri seară. Timișoara este cultură. Deschide-te, lasă locul să-ți vorbească. Fii la curent cu viața artistică a orașului. În fiecare vineri, la Timișoara Culturală, cu Tudor Crețu. Tehnologie, IT, realitate virtuală sau ultimele noutăți de la cele mai importante târguri de invenții din întreaga lume. Sunt Cătălin Roba și te aștept în fiecare joi de la ora 18:13 pe Teleuniversitatea, la Politec. Îți place să fii informat? Vrei să știi tot ce se întâmplă în Timișoara? Primești informațiile importante la știrile Teleuniversitatea de luni până vineri cu Caterina Ledrăr. Planifică-ți cariera. Condiția esențială, interesul. Ținta finală, viitorul tău. În fapt, viața ta. Specialiști, invitați de marcă, oameni de succes sau chiar simpli studenți vin pentru tine la emisiunea Cariera Ta în fiecare luni la ora 18 cu subiecte inedite și recomandări validate pentru a te ajuta să-ți alegi o carieră de succes. Vrei să cunoști oamenii și poveștile care stau în spatele fotbalului timișorean? Octavian Stăncioiu și invitații săi te așteaptă în fiecare miercuri la Istoria Fotbalului. Bun
găsit la o nouă ediție a emisiunii Drumul spre Sănătate. Eu sunt Mihaela Andrea, iar invitata mea de astăzi este doamna dr. Lavinia Bratu, lector în cadrul Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați revenit! Mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag! Doamna doctor, internetul a devenit un instrument care ne oferă accesul către o lume plină de posibilități. Însă există cel puțin o problemă care ne amenință pe toți, dependența de tehnologie. V-aș ruga pentru început să ne spuneți cum apare această dependență de tehnologie. Trebuie să fim atenți când vorbim despre tehnologie mai nou, pentru că dacă acum 2-3 ani pledam pentru o mare grijă asupra dependențelor în această direcție și felul în care se formează, la fel ca și o dependență de substanțe chimice, în ziua de astăzi avem nevoie să ne împrietenim cu tehnologia într-un fel sau altul. E mai bine de un an de când suntem aproape de tehnologie, suntem constrânși să lucrăm prin intermediul tehnologiei și avem și o considerație față de ea, parcă în plus, pentru că viața noastră a putut continua. Astfel, îmi vine în minte acum vorbele celebrului Harari, Yuval Harari, cu cărțile lui despre Homo sapiens, despre Homo Deus, în care spunea așa: omul are trebuie să aibă mare grijă în acest moment să înceapă să se cunoască pe el, pentru că tehnologia s-ar putea într-o bună zi să-l cunoască mai bine decât se cunoaște el. Și atunci lucrurile poate să fie cumva neevolutive pentru noi. Și, într-adevăr, dacă stăm să ne gândim cât de multe lucruri facem cu tehnologia, ce se întâmplă cu creierul nostru în această perioadă de adaptare, în care, dacă până acum un an spuneam că o oră, peste o oră continuu la televizor sau în fața unui display de monitor, de calculator, poate duce la instalarea unei dependențe, pentru că te introduce într-o anumită stare a creierului în care bariera conștientă este cumva eliminată, dacă pot să spun așa, și toată informația intră în inconștient. Ei bine, astăzi stăm câte ore în fața calculatorului? Foarte multe ore. Și atunci ne gândim ce se întâmplă cu creierul nostru, ce se întâmplă cu adaptabilitatea noastră. Creierul este un organ social care se formează prin interacțiune continuă, zi de zi, și se transformă. Într-adevăr, în cartea celebrului Siegel, Cum se schimbă oamenii, el vorbește despre această conectare permanentă, relație interumană, ceea ce reprezintă hrana pentru corp, reprezintă contactul social pentru creier. Nu mai avem acest contact social astăzi și ce putem face pentru ca să avem grijă de creierul nostru și să avem o stabilitate emoțională și să ne păstrăm sănătatea mentală și să fim în același timp în acord cu tehnologia care ne susține procesul de evoluție mai departe, de studiu, de conectare într-un fel sau altul, este această relație și introspecție pe care trebuie să o cultivăm cu noi. Foarte mult se vorbește în acest moment despre cultivarea atenției, despre punerea unei semințe de creștere a relației pe care tu o ai cu tine. Să vezi de tine, să te scanezi, să vezi cum te simți, ce emoții ai, ce trăiești, cum trăiești. Da. Ne puteți spune, vă rog, care ar fi unele dintre simptomele care ne dau semne de întrebare și ne arată că suntem dependenți de navigarea pe internet? Pur și simplu atunci când nu mai găsesc satisfacție în nimic din ceea ce mi oferă mediul meu de viață, atunci când încep să pun relațiile, tot ceea ce mă înconjoară, pe locul 2, în defavoarea acestei pasiuni, aș spune, sau dependențe, da, instalate. Pur și simplu, un dependent trece peste orice obstacol, indiferent cât de nefavorabil sau cât de dăunători ar fi, ca să-și îndeplinească această stare pe care o are. Dacă eu nu mă mai regăsesc în cercul meu de prieteni, dacă eu nu mai găsesc nicio relație de prietenie potrivită, dacă eu nu mai găsesc satisfacție în a mă plimba prin parc sau asculta muzică sau a face lucrurile simple de care avem nevoie să ne reamintim a le practica acum, cu siguranță acestea sunt semnele, da? Apatie, antisocial, doresc să mă izolez, doresc să rămân cumva în această buclă pe care mi-o creez în relație cu dependența mea. Da, așa cum a spus și dumneavoastră, utilizarea excesivă a dispozitivelor digitale a atins cote alarmante, cu precădere în ultima perioadă de
când cu aceste limitări care ne-au fost impuse. Vă rog să ne spuneți care este pericolul pe care îl poate avea acest tip de dependență. Acum folosim computerele pentru a ne desfășura orele online și pentru a munci mulți dintre noi. E foarte important ca aceste lucruri să se facă în alternanță cu conectarea cu familia, cu plimbările în natură, conectarea cu natura, să fie în echilibru. Dacă eu stau 6 ore la școală online, după care intru pe Facebook, intru pe rețelele de socializare, cu siguranță asta îmi poate afecta vigilența, creativitatea, sănătatea mentală. Facebook-ul este un lipici în ziua de astăzi pentru mulți dintre noi. Este astfel creat încât atunci când sunt plictisit, atunci când sunt, nu știu ce să fac, să intru pe Facebook să văd ce se mai întâmplă sau orice altă rețea de socializare. De asemenea, dacă părinții nu-mi dau suficient atenție sau dacă nu mă regăsesc, cu siguranță pot să intru pe o rețea de socializare pentru că acolo sunt văzut. Vreau să fiu văzut și caut atenția asta și pur și simplu postez o poză și încep să aștept să văd ce feedback primesc. Și este o falsă recunoaștere, da? Până la urmă este o falsă recunoaștere, însă este un cerc vicios în care pot să intru. Ce se întâmplă mai departe? Încep să stau pe rețelele de socializare și să vizualizez chipuri fericite, pentru că fiecare postează partea, eu știu, cea mai frumoasă sau închipuită pe care o avem despre noi sau despre viața noastră și încep să mă gândesc, Doamne, toți sunt fericiți, toți călătoresc, toți sunt eu cum sunt. Și pasul este foarte, foarte mic până la a fi depresiv, până la a avea stări de deznădejde, de pur și simplu lipsa energiei de a continua sau de a găsi noi resurse sau a face altceva în viața ta. Mare grijă trebuie să avem acum cu aceste alternative. Stau foarte mult în fața calculatoarelor, atunci ar fi bine să nu mă duc mai apoi pe rețelele de socializare, ci să ies să socializez așa cum am socializat până acum și să mă plimb și să mă conectez cu natura. Acestea sunt în toate studiile care au apărut acum în ultimul timp vis-a-vis de sănătatea mentală, pentru că au apărut foarte multe cazuri de suicid, au apărut foarte multe cazuri de depresie în ultimul timp și este firesc cumva că nu ne-am mai regăsit. Foarte multe studii vin și ne îndeamnă să facem lucrurile simple pe care poate nici înainte nu le-am luat în considerare, dar acum cu atât mai mult. Îmi îndemn oamenii cu care lucrez să se plimbe în parcuri, să redescopere natura, să facă lucrurile simple, pentru că bucuria și fericirea vine din aceste lucruri simple. Da. Mulți dintre adolescenții zilelor noastre petrec ore întregi în fața computerului, a smartphone-ului, a tabletelor. Care credeți că sunt principalele motive pentru care acești tineri doresc să evadeze cu totul din viața reală? Ne îndreptăm cumva spre o transformare. Cred că simțiți și dumneavoastră, simt și eu. Lumea se schimbă. Parcurgem acum o etapă, dacă vreți, o transformare, o schimbare transgenerațională, dacă îmi permiteți. Adică clar lumea nu va mai fi cum a fost acum un an. Tehnologia este parte din noi, numai că avem nevoie să fim atenți cât de mult ne lăsăm cu totul, exact cum zicea Harari, cât de mult ne lăsăm să ne cunoască și să ne ghideze, să ne coordoneze. Nu văd cum aș mai merge pe o stradă unde trebuie să ajung la o adresă fără să am Google Map-ul și să mă conducă. Da? Și cred că știm cât de mult ne ajută tehnologia și cât de dependenți suntem în situațiile acestea. Tocmai de asta, cred că tinerii sunt foarte ușor de dus în această stare de dependență și a fi cu totul adictivi de tehnologie, pentru că facilitează cumva, vine cu o facilitare și cu o zonă de confort extrem, extrem de periculoasă, pentru că zona de confort nu este o zonă de evoluție. Asta ar fi bine să ținem minte cu toții, dacă stăm într-o zonă de confort, dacă nu suntem supuși unui efort, dacă nu întâmpinăm niște greutăți, indiferent în ce domeniu, despre ce domeniu vorbim, pentru că și creșterea noastră ontogenetică are nevoie de praguri pe care le depășim, de când mergem în picioare până dobândim toate diplomele de care avem nevoie să funcționăm social. Dacă rămânem complecuți în această zonă de confort, ea nu este una evolutivă, cu siguranță, pentru noi. Aici este nevoie de atenționare. Se vorbește foarte mult de această predictibilitate a omului dependent de tehnologie.
se merge până la a se discuta de un om capabil exact pe un buton, dacă apeși, să funcționeze într-un anumit fel, cu anumite emoții. Deci suntem într-acolo și devenim și mai predictibili dacă ne lăsăm cu totul în seama tehnologiei. De asta, vedeți, foarte mult se pune accent în continuare pe sport, pe a face activitate fizică, pe a te pune în contact cu propriul corp, cu propriul tău. Cine ești tu cu adevărat ca să poți să echilibrezi? Este, într-adevăr, extrem de periculos. Părinții au nevoie să supravegheze copiii. În acest an se vorbește foarte mult de acest, din păcate, minus în educația copiilor noștri pentru aceia dintre ei care nu au fost supravegheați de părinți pentru că nu au putut sau nu și-au permis și au făcut școală de unul singur acasă. Cu siguranță asta n-a fost un progres. Însă acolo unde părinții s-au implicat asemenea unui homeschooling, da, vorbim de cu totul și cu totul altă adaptare. Avem nevoie să fim atenți în aceste vremuri de schimbare. Da, și vorbeam despre tineri, adolescenți și copii. Contactul unora dintre copii începe foarte devreme, contactul cu această lume virtuală. Ce anume le transmiteți părinților care le pun la dispoziție tot felul de dispozitive digitale ca o recompensă pentru că au fost cuminți, au mâncat tot? Creierul nostru se formează într-o proporție de 85% în primii 3 ani. Dacă corpul se dezvoltă 15%, creierul se dezvoltă 85%. Iar asta se întâmplă prin relația interumană, prin bagajul emoțional pe care copilul îl inserează, îl percepe și îl integrează de la părinți și de la oamenii care sunt în jurul său. Până la 3 ani este exclus în continuare orice contact, orice nevoie a copilului. Nu are nevoie, are nevoie de noi, are nevoie de sintonia maternă. Până la 3 ani nu avem ce să discutăm despre această tehnologie. Chiar și televizorul este pus sub semnul întrebării. Însă după 3 ani lucrurile se pot schimba. Nu putem să-i ținem departe de aceste gadgeturi. Trăim o vreme în care copilul mic este plimbat, este alăptat sau legănat în timp ce mama citește ceva pe telefon. Hai să fim serioși, copilul crește cu această imagine, abia așteaptă să poată folosi și el acel telefon. Să nu uităm, noi suntem modelul copiilor noștri, părinții, da? Dacă eu vreau să fiu un model, de exemplu, eu cu copila mea vreau să-i spun să restricționăm numărul de ore pe care îl are la laptop sau la telefon, eu sunt prima care trebuie să fac asta. În momentul în care eu fac lucrul acesta, îi mai și explic de ce, cu siguranță poate că nu va fi a doua zi să mă urmeze, dar voi putea să implementez aceste rigori, această disciplină, dacă vreți. Copiii au nevoie de disciplină ca să crească, să evolueze, așa cum orice proces evolutiv are nevoie de disciplină. Iar noi suntem într-un proces de evoluție în care disciplina este esențială. Deci cred că cu restricții, cred că cu adevărul, da, cred că cu propriul exemplu, acestea ar fi soluțiile. Da, și acum aș vrea să ne spuneți care ar putea fi efectele cauzate de conținutul accesat de către adolescenți și tineri. E vorba și de violență sau... Creierul nostru se dezvoltă într-un anumit ritm și se spune că undeva în jur de 25-28 de ani este ultima parte a neocortexului dezvoltată în toată complexitatea lui. Asta înseamnă că o dezvoltare eșalonată pe vârstă înseamnă o capacitate de a primi anumite informații. Știți că la filme sunt acele buline cu acordul părinților, 12-15 ani. Ei bine, tocmai pentru că acele scene integrate în acele secvențe din film sau din orice altă emisiune nu pot fi integrate de către copii într-un anumit proces de evoluție a lor. Dacă te uiți la niște scene pe care nu le înțelegi, de agresivitate, de sexualitate, da, pur și simplu integralitatea acestor secvențe nu se face conform cu normalității, ca să spun așa. Și atunci copilul vede niște imagini care pot să-l afecteze din punct de vedere emoțional sau comportamental în timp. Și rămâne aici o traumă pe care o va lucra sau o va descoperi în psihoterapie sau într-un proces când vede că adaptarea nu este firească mai târziu. Da. În ce măsură evadarea aceasta din spațiul realității, în spațiul virtual, poate fi interpretată ca
o nemulțumire a noastră vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în viețile noastre. Orice dependență vorbește despre un gol existențial. Da, o persoană care este dependentă, fie că vorbim de țigări, alcool, droguri, pornografie, digital, toate vorbesc despre aceste goluri existențiale. Ceva se întâmplă în viața acelui om, ceva lipsește în viața acelui om. A fost o traumă, ceva lipsește. Golul acesta sufletesc, existențial, are nevoie să fie umplut cu ceva. Asemenea unui cașcaval plin de găuri, da, aceste găuri au nevoie să fie umplute existențial cu ceva. E bine să ne gândim atunci când copilul nostru are înclinația de a deveni dependent, dacă noi acordăm suficientă atenție. Pentru că, vedeți, așa cum am spus, rețele de socializare, în momentul în care copilul vrea să fie validat, vrea să fie integrat, vrea să fie acceptat, vrea să fie văzut, dacă nu primește asta din partea oamenilor pe care iubește și care îi are lângă, mama, tata, care trebuie să-l facă pe copil văzut, ei bine, va căuta în altă parte. Toate dependențele vorbesc despre ceva ce lipsește în viața noastră. Avem nevoie să vedem ca părinți unde greșim acolo, unde vedem ceva în comportamentul copilului nostru ca nefiind firesc. Avem nevoie să ne facem și noi propria scanare și propria interiorizare, ce se întâmplă cu noi dacă suntem cel mai bun model, dacă am greșit cu ceva, unde și cum putem repara sau dacă cerem ajutorul cuiva. Gabor Mate, care are cea mai cuprinzătoare carte despre dependență, aș putea să spun, Pe tărâmul fantomelor înfometate, vorbește despre dependențe și el spune că unui dependent are nevoie să te duci să-i spui: te văd, sunt aici, dacă ai nevoie de mine, spune-mi. Da, și acum v-aș ruga să ne mai spuneți în ce fel credeți că ar putea fi afectată dezvoltarea normală a copiilor care sunt absorbiți de fenomenul ăsta al dependenței de tehnologie. Mă întreb cum va fi valoarea familiei de aici încolo, dacă noi nu mai socializăm între noi pentru a ne cunoaște, pentru a ne descoperi la nivelul acesta umanitar între noi. Ce se întâmplă cu noțiunea de familie? Cred că asta este cea mai cumva în pericol, dacă pot să spun așa, pentru că atunci când te închizi într-o relație cu tehnologia, practic te închizi într-o relație cu tine și te epuizezi într-o relație cu tine. Atenția trebuie văzut, apropo de ce se întâmplă mai departe, încotro ne îndreptăm, cred foarte tare în valorile acestea legate de comuniune, de cooperare, poate că a fost tot felul de ere de-a lungul timpului, se vorbește foarte mult de această era a comuniunii și a cooperării. Cred că avem nevoie să ne readaptăm acestui mediu în care să fim mai atenți, mai buni, mai cooperanți unii cu ceilalți. Da, un documentar realizat de o televiziune din Statele Unite ale Americii a evidențiat faptul că mulți dintre adolescenții de acolo consideră că viața reală este falsă și cea din spațiu virtual este adevărata viață reală. Cât de periculos este să ajungem în punctul acesta? Am participat și eu la Brand Minds când primul robot cu cetățenie a fost pe scenă în 2018 la București. Am fost șocată, da? A fost ceva nou. Am integrat cu greu acest moment și eu. Mi-aduc aminte de un studiu făcut în China în 2012 în care studenții unui campus au fost privați de telefoane mobile și laptop pentru 24 de ore, intraseră în sevraj 78% pentru că nu puteau să-și verifice adresa de e-mail și rețelele de socializare. Da, probabil că ceea ce se întâmplă în Statele Unite, ceea ce se întâmplă în alte zone ale lumii este mult mai accentuat din punctul acesta de vedere al tehnologiei. Vreau să cred în continuare că tehnologia este un accesoriu pe care îl folosim, pe care îl controlăm și care nu vine să preia controlul asupra noastră. Da, și tot vorbim de era digitală. Credeți că există posibilitatea să ajungem să fim atât de acaparați de această dependență încât să nu ne mai trăim propriile noastre vieți?
Dacă vrem să citim un pic mai mult despre viitorul minții umane, de exemplu, Michio Kaku are cărți traduse în limba română, este un cercetător japonez, un predă fizica, este un celebru prin cărțile și documentarele pe care le-a realizat. Michio Kaku are o carte, Viitorul minții umane, în care vorbește de creierul nostru precum un computer, vorbește despre o sincronizare a creierilor noastre în rețea, în care doar mă uit la dumneavoastră și îmi dau seama ce gândiți și nu trebuie să vorbim nimic ca să putem să comunicăm între noi. Este fascinant, posibil, să ne îndreptăm spre aceste lucruri, dar cred că nu noi suntem cei care prindem, va mai dura puțin, cu toate că toate etapele acestea de transformare s-au produs extrem de rapid în ultima vreme. Da, cărțile lui Michio Kaku pot să fie un suport în vederea aceasta, ce se întâmplă cu creierele noastre, cu societatea viitorului și cât de tare ne vom adapta acestei digitalizări. Din punctul dumneavoastră de vedere, există riscul ca pe viitor aceste dependențe să se transforme într-o boală clinică? Există numeroase studii la care mă întrebam acum 2-3 ani când studiam de ce se vorbește despre anul 2020-2030 ca fiind o perioadă de transformare în care medicina nu va mai cheltui cei mai mulți bani pentru vindecarea bolilor cardiovasculare, ci pe vindecare la nivelul tulburărilor psihice. Și mă gândeam, Doamne, dar de ce? Că noi avem un nivel de conștiință cum nu l-am avut niciodată până acum. Avem niște norme de igienă, avem o evoluție fantastică. Adică, de ce s-ar întâmpla asta? Anul acesta cred că este clar pentru toți de ce se poate întâmpla asta. De ce se preconizează că anxietățile, atacurile de panică, depresiile, degenerescențele neuronale vor fi tocmai accentuate. Pentru că atunci când vorbim de o adaptare la o lume nouă, vorbim de o selecție naturală. Cred că e foarte important să fim foarte atenți. Nu avem avantajul acestei selecții dacă stăm acum conectați 100% cu tehnologia. Cred că tocmai ce vă spuneam la început, această jumătate-jumătate, tehnologie și mediu natural, este cea care reușește, disciplina care reușește să ne adapteze la mediu. Da, cu siguranță sunt deja îngrijorătoare toate aceste probleme. Vorbim de un sindrom burnout în foarte multe domenii deja. E o schimbare la care trebuie să fim atenți, prezenți. Da, și acum aș vrea să ne mai spuneți pe scurt în ce măsură considerați că este posibilă o eventuală recuperare dintr-o astfel de dependență de tehnologie? Orice traumă și orice problemă apărută poate fi reparată, dacă pot să spun așa, pentru că neuroplasticitatea creierului vine și ne spune că avem această capacitare, avem posibilitatea să ne ancorăm de nou și să construim în viețile noastre. Cei mai buni psihoterapeuți ai lumii acesteia sunt oamenii care au trecut prin cele mai mari traume, pentru că vorbesc din propriile traume. Întotdeauna noi în psihoterapie sau în psihologia clinică vorbim despre un eșec, o greutate, o cădere, cum ar fi o dependență, ca fiind o resursă la un moment dat din această energie negativă, de fapt, să creștem și să construim o energie pozitivă ulterioară. Da. Doamna doctor, vă mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune, cât și pentru toate informațiile și explicațiile pe care ni le-ați oferit. Punem punct aici ediției de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, toate cele bune!